Cel mai curat aer. O rețetă românească. Am avut două cicloane, am pierdut tot. Aici avem cel mai periculos șer din lume. Tot e controlat. La Australia nu poți să o compari cu nicio țară. Care plin de colagen să te țină tânără. E foarte, foarte rar. Aștept sarmale de Pacific. Care e problema în Australia, numărul 1? Ăsta e viitorul umanității. Banii cresc în pom aici. Chiar are gust de caramel. Dacă australian. Wow, cât e de acolo. Deci casa se mișcă. Ne aflăm în Tully, aproape de orașul Cairns, și am oprit la o fermă specială, pentru că este deținută de un român și nu e o fermă oarecare, ci una de fructe exotice. Prin urmare, haideți să-l cunoaștem pe Peter sau Petre și să-i aflăm povestea cât de frumos este sunetul naturii. Apropo, zona este splendidă, sunt foarte multe ferme de vaci, ferme de fructe exotice și este o oază, pur și simplu conduce aproximativ 15 minute de la drumul principal și ajungi în zona aceasta rurală, destinată fermierilor, foarte verde și foarte frumoasă. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit în Australia! Mulțumim mult! De cât timp în Australia? De o viață! Unde ne aflăm mai exact? Ne aflăm în paradis. Aici îi spune Tully Gorge. Dacă te uiți în jurul tău, asta e o pădure tropicală care are conexie cu Dentry. De aici s-au luat poze pentru filmul Avatar 1. Cel mai curat aer, nu avem industrie, nu avem nimic. Avem cea mai multă apă. Se vede. E foarte mare umiditate aici. E foarte tropical aici. Da, da, da. Dar este mediul prielnic pentru a... Da, deci poți să vezi în jur, avem toate fructele tropicale din lume. Deci absolut tot. Igor și Lilo. Spuneți bună ziua la vizitatori. Foarte prietenoasă. Cum ați ajuns la ideea asta de a avea o plantație de fructe tropicale? Cum să zic, dacă mergi la piață și mănci un fruct și îți place, înțelegi? Te gândești, mă, de unde provine? Cine îl crește, nu? Că așa zice un om, mă, cine e fermierul? După aia lei pe a doilea, nu? Și te gândești. Câte specii de fructe aveți? Sau câte avem specii de copaci? în jur de vreo 189 de specii. Din Amazon, Borneo, majoritatea. Din România? Din România am încercat să aduc prune, dar n-ai voie. Okay. E ca o țuică de prune. Nu poți să bei aici. Dacă bei aici o țuică de prune, nebunești. De ce? E prea cald. Aici bei bere, uite. Da. Și spune Great Northern. E prea cald. Marele Nord. Da, e bere locală, nu? Da. Atenție la șerpi, nu? Nu, nicio problemă, nu vă speriați de șerpi. Puteți veni. Deci asta e plantația de graviol aici. Aici nu avem vreo 600 de pomi numai de graviola. Deci fructul ajunge și la 7 kg. Din frunză poți să faci ceai. Dacă ai probleme cu ficatul, să zic că ai cancer, scoți rădăcina din rădăcină, din scoarță, din tot, să ferbe, totul să ferbe împreună. Băi ceai dimineața când te trezești, seara, avem și albine aici. L-amestec și cu miere de albine, deci avem totul local, tot e organic. Nu folosim chimicale, nu folosim nimic. Tot ce folosim aici, o rețetă românească, melasă. Pentru că avem fabrica de zahăr. Fabrica de 300 de zahăr, nu de zahăr ca în România, care... Că e plin de câmpuri aici. Da, aici deci avem a doua din lume. Adică ghinionul nostru, că noi am învățat pe brazilieni cum să cultive, adică mașinăriile și tot ce a fost inventat în Australia. Toată lumea ce-i dulce are proprietăți, are potasium și toate trace elements ce le găsești, înțelegi, în alte îngrășăminte sintetice. În momentul când ai pus îngrășămintea sintetică, distrugi microbii, înțelegi, care trăiesc în pământ. Înțelegi? Vezi cum e aici. Rădăcina lui e aici, la suprafață. Din ce cauză? Pentru că e zonă tropicală. Avem aici cel mai mare rainfall din Australia. E a doilea loc din lume, Tully. Am avut recordul 8,5 metri sau 8,2 metri. Ploaie într-un an. Deci în metri, nu centimetri. Deci imaginează-ți. Deci de multe ori îți flați, deci nu poți să mergi niciunde. Și autostrada tot e tăiat, sudul tot e închis, înțelegi? Poate să fie săptămâni în șir. Dar noi aici suntem dotați. Plus că avem cicloane, ce am încercat să fac, înțelegi? Șpalier ca la vie. Vedeți? Ei nu aveau sistemul ăsta implementat. Nu. De unde? Deci pui șpalier, înțelegi? Pui sârme printre pomi și tot timpul anului avem mașină care prunește. Prunim, tăiem pomii, adică e jos. Îi ținem jos la o anumită înălțime. Și vânturile ciclonice nu poate să distrugă. Am avut două cicloane, am pierdut tot. Am pierdut într-o noapte 15.000 de papaya. 3 pomi. S-au dus, praf. Primul ciclon ne-a distrus câteva sute, care n-am fost, pentru că n-a fost așa mare, dar a doilea ne-a făcut praf. Am început, am reîmpădurit totul, cu tot felul din toată lumea. Ca arca lui Noe. Care e cel mai,
cerut fruct pe care îl aveți aici? Totul. Totul. Totul, pentru că e zona asta, toate sunt exotice. Și singura zonă din Australia unde e umiditatea crescută, plus că noi am creat bucăți de microclimat. Microclimat. Înțelegi? Care ajută. Dacă vezi aici, ăsta e un rambutan. Îl ai lângă. Oh, wow. Înțelegi? Vezi? Ăștia sunt puii de rambutan. Ce drăguț sunt. Da, niște arici de mare. E singurul fruct din lume care are cel mai mare conținut de colagen. Deci este bun pentru doamne. Și pentru băieți. Umblăm cu cizme pentru că ne-i frică de șerpi. Aici avem cel mai periculos șerp din lume. Taipenul. Numărul 1. Eu v-am lăsat, la revedere. Nicio problemă. Vă descurcați fără mine. Mai bine stai lângă mine că nu se știe. Ok. Deci avem taipenul, avem the King Brown, avem the Red Belly Black. Și atunci avem toate tipurile de pitoni. Dar cât de des ați văzut șarpe pe proprietatea dumneavoastră? Tot timpul. Deci nu există săptămână. Dacă ai văzut pe masă, am trusa medicală de prim ajutor de șerpi, plus că am ser de vitamina C pentru animale. Am avut într-o noapte piton pe terasă, a venit și era micuț, a vrut să o ia pe ea, ea a fugit și a înghițit prosopul. Cât să zic, 4 metri? E destul ca să înghit un câine. Și am avut aici și de 6 metri și mai mari. Deci dumneavoastră... Sunteți din Arad, da? Ați da. Crescut în oraș da. Și ați ajuns într-o zonă remote a Australiei. Foarte remote. Toate vietățile periculoase ale țării, da. Ale continentului. Cum vă descurcați? Adică care sunt tehnicile? Învățați-ne și pe noi în călătoria asta prin Australia să adoptăm niște tehnici de supraviețuire sau de conviețuire cu animalele. Să ascultați de oameni care au trecut prin viață și știu. Nu să ascultați de băieții de la oraș care când ziceți oh, vă mâncă șerpii, vă mâncă paianjenii, vă omoră aborigenii. Nu există așa ceva. Trebuie să ai respect pentru orice creatură. Absolut. În momentul când ai respect pentru șarpe și el te respectă. Pentru că șarpele nu e aici ca să te omoare pe tine. Nici noi pe el. Îl lăsăm în pace. În momentul când ai luat o bâtă și ai încercat să-l prinzi sau să-i faci ceva, el te atacă. Și atunci nu știu cine e mai rapid. Îl lași în pace, îi spui, hei, ce faci? Eu mă duc în partea asta, tu vezi de treaba ta. Și el nu are treabă cu tine. Ok. Deci eu sunt aici de 20 și ceva de ani în ferma asta, am cele mai periculoase specii de șerpi din lume. Probabil l-ai văzut și la mine pe site. Și n-am probleme, că nu mă interesează, îi las în pace și ei se duc și își vadă viața lor. Bine, statistic vorbind, din câte am auzit, doar 2-3 oameni mor anual. Da, și acum a fost un caz săptămâna trecută, mai în sud. Da, pentru că ce se întâmplă, înțelegi? Fiecare, e șarpe, hai să-l omorâm. Înțelegi? Dar trebuie să te gândești, nu tu să-l omori, pentru că șarpele ăla aici lucrează pentru tine. Eu nu am un șobolan aici. Eu nu folosesc o trăvă, nu folosesc nimica. Lucrez în armonie. Nu folosesc spray-uri, nimic. Cumpăr insecte, îi zice o companie Bugs for Bugs, care le introducem în fiecare pom, în fiecare an, specific pentru îi. Nu trebuie să folosești chimicale. Nu folosim îngrășăminte sintetice, cum ți-am spus. Folosim melasă, folosim prafuri de tot felul de roci care conțin magneziu, calciu și tot ce străbă, ce ai nevoie aici, pentru că ploaie multă, care spală, știi? Deci poți să le top up, să le pui. Dar culturile care sunt aici nu se le ia niciunde, nici în Malaezia, nici. Am vizitat mult Malaezia, unde am fost. Ferme și ce am văzut, făcute, fondate de chinezi, investiții mari. Farming în Australia, tot e controlat. Și în momentul când fructul ăsta pleacă și ajunge, ne trimit în Perth, în Sydney, ne trimit în toată Australia, în momentul când a ajuns la market, o comisie specială care ia o boxă și ia câteva fructe. Și le pune pe masă, le disectează, le controlează și le zice MRL. Cât e conținutul de chimicale în fruct? Dacă îți găsește conținut, s-a terminat. Paletul care îl trimiți tu, dacă ai trimis o tonă, cât trimiți? Două, gata. Nu lasă să se meargă în vânzare, în comerț. Pentru deci aici, ca să fii fermier, fiecare are 100 de cursuri. De tot anul mă cheamă, trebuie să ai curs pentru asta, trebuie să ai curs pentru aia, pentru că înveți, tot timpul înveți. Am zis, o să ajung chimist, o să fiu savant. N-ați mai lucrat în domeniu? Nu știați nimic despre nu. Am învățat totul de la zero. Asta. Și în momentul de față câți angajați aveți? În momentul de față, acum nu am, numai doi oameni care lucrează, vin, lucrează la întreținere. În momentul când e sezonul, până la 10. Mai mult de 10, deja e waste of money. Uh-huh. Aici lumea muncește. Când am intrat în curte, am venit să muncesc. Când am venit să fumez, n-are voie, nimeni nu fumează aici. Și dacă ajunge scrum într-o boxă, deci trimiți boxe, înțelegi? Scrumul e dăunător de țigară. Ajunge un copil, mâncă un fruct, nu știu ce. Eu vreau când a ajuns fructul ăsta, când ajunge pe masă, a ajuns și în Canberra, la miniștri. În momentul când a ajuns la cineva pe masă, să se bucure, să gândească, nu să zică, vai, dar ce e asta? Trag concluzia că Australia este o țară bună în care să trăiești, pentru că atenția pentru cetățean este... Respectul. Mare. E foarte mare. Deci respectul. Dacă tu mă respecti, eu te respect.
Și dacă ne respectăm toți, toți trăim în armonie. Înțelegi? Ce vă place în Australia? Spuneți-ne trei lucruri care vă plac și trei care vă displac. Trei care îmi plac. Ce-mi place? Îmi place soarele. Nu-mi place umiditatea din luna ianuarie, decembrie. Îmi vine să mor. Uite cum arat și eu, că am antrenat aici și rezist și muncesc toată ziua. Asta mă omoară, înțelegi? Și totdeauna îmi fac, tot timpul îmi fac vacanțele în Asia, care e vara acolo. Și tot la umiditate ajung. Da. Câteodată. Într-un an am mers în Noua Zeelandă, am mers numai să stau în zăpadă. Am zis că nu mai rezist. Nu vii să nebunezi. Zic, gata, e destul. Deci asta e munca. Deci noi lucrăm afară. Uh-huh. Și ce nu-mi place? Nu-mi place aerul condiționat. Deci oriunde merg, unde e aer condiționat. Pentru că în momentul când te-ai obișnuit la aer condiționat, nu mai poți să trăiești afară. Așa e. Înțeleg? Da, și invers. La Australia nu pot să o compar cu nicio țară, nu știu acum, probabil pentru că e țara mea. Eu tot român mă simt, înțelegi? Mai mulți ani am trăit în Australia decât am trăit acolo, dar... Dar v-ați mai întoarce în România? Niciodată. Niciodată. Pentru ce? Pentru corupție? Am fost, în fiecare an am fost, am văzut ce se întâmplă. Nu. Noi am zâmbit tot timpul, înțelegi? Și s-a uitat la noi, zic că suntem poate plecați de acasă. Nu ai o funcție înaltă în societate, nu ești cineva, înțelegi? A, tu ești nimeni. M-a întrebat, ce faci? Ești fermier. Eu crezut că eu îți bace Gheorghe de pe munte, înțelegi? Există o diferență de gândire, să spunem așa, de percepție vis-a-vis de fermierul din România și fermierul din Australia. Mă vezi, uite-te, vezi? Uite cum umblu. Mă duc și mă schimb și eu. Am ultimul modă. Pot să miros și eu a Tom Ford. Pot să mă schimb total. Dar eu nu-s curios. Mai am un prieten aici, are cea mai mare farmă de banane din emisfera sudică. Și dacă îl vezi pe stradă cum arată de sculț, înțelegi, o să zici, vai, dar cine e ăsta? Deci nu contează. Aici contează să fii om. Cum ești îmbrăcat, nu-i problema aici. E problema cum gândești. Și dacă ești fermier, aici ești văzut. Noi nu plătim TVA-ul, nu plătim acciză la motorină. Dacă cumpăr motorină, ai văzut că la Petrol Station acum e 2,20, eu cumpăr motorină cu $1.60. Statul vă încurajează să fiți fermier. Da, și te susține. Deci nu plătești taxa pe pământ, eu nu plătesc. Plătesc taxa pe casă. Și dacă vreau să-mi fac construcții, pot și mai văzut magazin, am cumpărat toate utilajele noi, ca să nu plătesc la guvern, banii ăia iau și îmi cumpăr. Și sa mele. Și ajungi la o vârstă, dacă vrei să te pensionezi, ceea ce nu visez, că nu pot să mă pensionez, că nu o să mai găsesc așa ceva. Cum să te poți pensiona din paradis? Corect. Unde să merg? Hai să mai vă arăt și încolo. Haideți. E bine, n-am văzut niciun șarpe până acum. Nu o să vezi niciun șarpe, nu te sperea, stai liniștită, Andreea, că... Ai auzit prea multe povești, păi, și ai văzut, da, prea multe filme. Știți cum e? Când spui Australia, spui șerpi, spui păianjeni și aborigeni. Și cam atât. Aborigenii sunt cei mai buni oameni. Am o grămadă de prieteni. Numărul 1. Încă nu am întâlnit. Cea mai veche junglă din lume. 170 de milioane de ani. Da. Aici e secretul antibioticilor a toate. Dar nimeni nu zice nimic. Interzis. Nu ai voie să construiești. Nu ai voie să faci nimic în partea asta. Totii. Nu poți să te atingi să-ți cumperi un metru pătrat. Care e problema în Australia, numărul 1? Noi nu avem apă. Australia nu are apă. E cel mai uscat continent de pe lume. Bine, asta în centru. Peste tot. Și aici, în Gustiv? Avem La Nina, acum că e umed, și avem El Nino. Deci aici la noi suntem lucky, că avem musonul de vară care vine. Înțelegi? Câteodată vine 2 luni, câteodată nu vine câteva săptămâni. Câteodată vine 6 luni și ploaie. De-aia am lacuri de acumulare, avem pompe, avem toate. Aia suntem norocoși aici. Avem apă. Și apă bună, nu-i poluată. În alte părți, sunt probleme. Anul ăsta au fost inundații mari. Au fost ceva ca niciodată. Asta trece. Și când a venit uscăciunea, o să vedeți focuri, ce n-ați văzut. Ca în 2019. Arde tot. Deci și aici am avut. Deci, așa ce n-ai văzut călduri. Deci ardeai, mă rugam să ploaie. Mai bine suport să fiu așa ud, decât căldurile alea care arzi. Înțelegi? Și noi suntem obișnuiți, că ești toată ziua afară, umblu, înțelegi, lucrii în aer. Andreea, vino să te introduc la plantația de rambutan, care e plin de colagen să te țină tânără. Secretul nemuririi. Secretul frumuseții. Veșnice. Așa. Deci ăsta e rambutanul. Wow! E foarte, foarte rar. Deci nu crește numai în zonele tropicale, umede. Uh-huh. Deci în Australia nu poți să crești. Sud de aici nu poți să-l crești. Din zona asta până în jurul Cairns-ului, părțile alea. De aici avem cele mai mari ferme din Australia de rambutan. Ce frumoase sunt! Sunt frumoase și gustoase. Am și un tip balinez, dacă vrei. Am din toată lumea. Foarte, foarte bune sunt. Și foarte sănătoase. Dulci. Se compară cu cele din Bali? Nu. Păi cum să compară? Acolo e poluare mare. Aici la noi avem totii curat. Aici avem ceva special. Pomelo. No, n-ai ghicit. Nu știu dacă ai auzit de Mutiny
of the Captain Blight. După James Cook, a ajuns la comandă Captain Blight. Și mergea în Tahiti ca să ia acești pomi, îi spune breadfruit, ca să-l ducă în Caribien, să-l ducă în Caribien la sclavi care munceau plantațiile Imperiului Englez. De-aia zice Mutiny of the Bounty, înțelegi, al vaporului. Dacă lasă să coacă ăsta, poți să faci clătite. E foarte dulce. Dar insularii din Pacific îl mâncă în stadiul ăsta. Cu lapte de coconut, cu pește și cu alte ingrediente, dar lor, înțelegi, number one. Cum zic românii, numărul unu, ca la sarmale. Aștept sarmale de Pacific. Hai, dați încoace. Deci ăsta e din Bali, ăsta e. Andreea. Așa e, da, așa erau mici. Îl vezi? E diferit, într-adevăr. Ăsta e Bali. Așa e. Tipul de Bali. Indonezian. Celălalt e oval, vezi, ca formă. Da, și da. Ăsta e mai rotund. Normal, ăsta ajunge, deci acum e prima fază. Deci ele încă nu sunt ready. Aștia ajung la 100 de grame, 120 de grame fiecare fruct. Deci e spom, e spom care face jumătate de tonă de fructe. Un pom. Un pom, da. Deci lucrez o zi, de atâția oameni, 10 oameni lucrează o zi, cules, împachetat. Deja nu s-au făcut și deja sunt vândute fructele. Andreea oricum este un pătimit al fructelor. Eu ador fructele tropicale. Foarte bine. Cel din Bali e mai acrișor, e mai apos, să spun. Juicy. Da, exact, mai suculent. Le iar ăsta crunchy. E mai dulce, da, și mai solid puțin. Foarte bune și foarte diferite. Hai să te mai introduc și la alții. Ăsta e dragon fruit, am plantat pe pom sus, știi, peste tot. Am o plantație jos acolo de câteva sute, o să mergem să vezi și aia. Ăla e un fruct nativ pentru păsări. Deci în Bali nu o să vezi așa ceva, deci fructul ăsta îi trebuie o grămadă de apă, deci are nevoie de apă. Deci cu cât îl stropești mai mult cu apă și așa, cu atât îi place mai mult. Nu le mai zicem și hairy balls. Delicioase. Eu rămân aici, îmi pare rău. Nu știam cum arată copacul de rambutan, sincer, și e destul de mare, de impozant. Dacă te uiți la frunze, după cunoștințele mele, zici că e cireș sau vișin. Ăsta e aproape de maturitate. Fiecare pom are flavorul diferit. Fiecare. Pentru că avem toate varietățile din lume, deci le-am concentrat aici. Dacă vezi aici, s-au rupt prea multe fructe, uite. S-au rupt, pur și simplu s-au rupt creangul, căzut jos. Jumătate de pom. Dacă îți arăt iarba asta, uite, asta se zice pinto. Asta e un fel de iarbă care hrănește pomii cu nitrogen. Toată lumea întreabă, de ce nu tai iarba, de ce nu tai, de ce nu mai scurg, că le frică de șerpi. Și atunci le explic, înțelegi, asta am plantat-o special. Asta lucrează cu pomul, cu rădăcina, asta lucrează pentru tine. Dacă îi spui la cineva, nu te crede. Totul e creat, cu natura, lucrăm cu natura împreună. Urmați-mă să mai vă arăt o plantație de jackfruit. Dar în medie, cam care e producția dumneavoastră anuală, așa? La rambutan e producția cam la între 50-60 de tone, la jackfruit maybe 100-150 de tone, breadfruit câteva tone, nu pot să zic, sub 10 tone. Durianul e peste 50 dolari kilogramul în Australia. Deci îți arăt e-mail-uri de acum, deci se ceartă. Pur și simplu ar vrea să vină să-l fure de aici, deci trebuie să ții secret unde ai, unde ai ascunși. Dar în anumite zone din Asia, durianul este interzis. Pentru în hoteluri, miros. În locații, okay, în anumite interzis, locații. Interzis în hoteluri, în avioane, peste tot, și în Singapore. Și în locul unde îl mânci, așa, îl mânci acolo, și în Malaysia. Dar e fructul numărul unu. Să spun ceva, Tom Ford, înțelegi, s-a orientat după durian. Tu știi că este parfum de durian. În Asia, dacă vorbești de durian sau într-un templu, dacă te duci la budiști în Thailanda și vorbești de durian, deja înseamnă că vorbești ceva magic, from heaven. Numai aici, vai că miros, mânci durian, e plin de proteină, plin de tot. Aici avem o plantație de jackfruit, e tânără, n-are 7 ani numai partea asta. Wow, dar sunt imensi. Bine, acum sezonul e pe sfârșit aici, dacă vedeți, dar o să vă arăt pom care acum a început iară din nou, știi? Incredibil. Recordul e 30 de kilograme fructul. Fructul ăsta poți să-l consumi verde sau poți să-l consumi copt. Ăsta e viitorul umanității, cum se zice. Din fructul verde se face pentru vegani, burger și tot ce vrei tu. Are gust de carne. Dacă vrei porc, dacă vrei pui, cum vrei să-l prepari. Tot se prepară, înțelegi, vegan. Eu îți fac și să vezi și zici că jur că e porc, dar e jackfruit. Și proprietățile și beneficiile jackfruit nu-ți vine să crezi. Deci instant energy în jumătate de oră. Ăștia-s baby.
Deci aștia ce le aveam, amândouă females, aștia să facă fructe și avem și males. Și de cât timp are nevoie să crească? 120 de zile. Între 3 și 4 luni, depinde de cum e vremea, dacă e ploios și îi împingi și îi ajuți, înțelegi și ei. Andrei, ăsta e altul pom aici, îi zice carrot fruit. Ăsta e fructul, asta e floarea. Deci fructul ăsta are gust de morcov. Ce drăguț e. Da, deci gustul să vezi cu tot cu semințe. Cum, așa-l mănâncă? Da, mușcă din el, da, mușcă din el ca de morcov. Dar chiar are textură de morcov. Da, îi, și foarte sănătos. Și are și gust de migdale, parcă puțin. Și mai are un gust de ceva, de alune. Alune verzi. Da, alune de pădure. Nu coapte. Așa, că am închis ochii și m-am teleportat în copilărie. Senzațional gustul. Uite, deci și ăsta poți să-l mânci. Foarte interesant. E diferit? Tot așa e, numai alt stadiu. Deci ăsta crește numai în tropice. Îl găsești prin junglă, prin Malaezia, îl găsești prin Indonezia, Java. Avem problemă cu un șobolan marsupial mare, înțelegi, care umblă noaptea. Și roade toate cablurile, și la toate mașinile am sisteme, știi, care emană impulsul electronic, care să se sperie. Îți roade toate cablurile. Și tot. La mașină tot, sisteme electric? Tot roade, așa ceva n-ai văzut. Deci m-au făcut la pagă, eu m-au rost tractor nou, numai ce l-am luat. Eu rost tot cablu. La Land Cruiser ăla ce l-am la iut, m-au rost cablu de la senzor, nu mai am mers kilometrajul, nimic. Deci ăsta e King of the Fruits. Durianul. Dacă vezi acum, deci fructele încă sunt mici, nu sunt avansate. Ce drăguțe. Este pomul potovit de Crăciun. Exact. Da, varietatea asta zice Musang King. Asta e cea numărul 1 în Asia. Taste like heaven, sting like hell. Cum e aici regimul fructelor și al legumelor? Pentru că, de exemplu, noi venind încoace dinspre Bali, da? Am fost foarte controlați. Nu ai voie să introduci nimic. Deci, sistemul de biosecuritate în Australia oprește orice. Asta e protecție pentru fermieri. Deci, nu ai voie nimic, nici o semință, nimic. Nici carne, absolut nimic. Nimic, totul arunci. Sau le mânci pe loc și ai încheiat. Deci, ce s-a întâmplat, înțelegi? Au fost oameni care au circulat prin Asia, backpacking, care au venit aici și au lucrat și au adus pantofii plini de noroi. Și au lucrat în fermele de banane și ne-au introdus aici Panama, un disease care vine din America de Sud. Și au fost ferme distruse toate. Deci dacă ai păpuci cu noroi, vii din Sud-Africa și au probleme cu iarba, cu tot. Noi suntem aici, ai văzut că tot e diferit. Și pomii și tot ce avem noi, fauna, flora, e diferită de tot restul lumii. De-aia nu vrea să introducă specii. Avem și acum specii introduse, o să-ți arăt, care au apărut, deci nu am. Asta, vezi iarba asta. Iarba asta provine din Noua Guinee. O vezi? Care crește. Asta e iarbă foarte rea. Deci orice ai face, o stropești, tot vine înapoi. Numai să o smulgi. Și asta care, dacă le lași, înțelegi, și nu îi faci nimic, se răspândește peste tot. Pentru că Noua Guinee a fost parte de Australia până în 76. Uh-huh. Pomii ăștia le-am plantat pentru windbreak. Ăsta e maple, Queensland maple. Un metru cub e peste $4,000. Dacă vrei să-ți faci vioară, vrei să-ți faci mobilă, înțelegi, e foarte scump. Și aici crezi numai în zona asta, dar nu i-am plantat ca să-i tai. Ăsta ține protecție când vin vânturile ciclonicile mari. Rezistă la vânturi până la 300 de kilometri. Deci ultimul ciclon ce l-am avut aici, am măsurat peste drum, s-a măsurat 325 de kilometri pe oră vânt. Deci a spulberat tot. Tot a fost spulberat. Nu a rămas nimic. Toată jungla ce ați văzut-o voi, tot a fost marou. Și casele în talie au dispărut. La Cardwell, toată marina, tot a fost distrus. Ce se întâmplă în fiecare an când vine musonul? Avem electricitate mare, deci ca în nord Australia nu se vezi niciunde așa fulgere și tunete. Zona asta e plină de minerale. Minerale foarte scumpe, înțelegi, care acum toată lumea s-ar bate pentru ele. Și atrage. De-aia când a început ploaia, ai fugit în terasă pentru că nu știi de unde vine. Aici avem marangul. Miroase ca benzina. Și gustul? Și gustul e foarte dulce, ca heaven. Și asta e numai la tropice crește. E fruct exotic, foarte căutat. Mai ales de comunitatea filipineză care locuiește aici în nord. Hai da! Hai, nu-ți fie frică că nu există șerpi. Da, dacă sunt. Nu mai uite, ai pe Lilu, crocodilul, ea umblă după șerpi, dar nu o găsi niciunul, că ea mâncă șerpi. Uite acolo, o vezi? Ăsta e abiu. E un fruct din America de Sud, din Amazon. E foarte suculent. Arată exact caramele. E caramel. Ia de aici și tu. Miroase. Mamă mia. Chiar are gust de caramel. Doamne, e de vis, atât de dulce. Ăsta e un star fruit sau caimito. Te face niște fructe albastre așa. Și când îl tai, are formă de stea înăuntru. De la căldură, deci fii atent, pentru că ei provin din Italia, câinii ăștia, știi? E iarnă, de aceea nu mai rezistă. N-am văzut așa ceva, uite-i acolo. Și-o spălate acum? Da, la furtun. Să o duc la lac. Sper că nu se ridică și se scutură. Ba da.
Da. Okay, deci, uite aici. Fugim. Deci ăsta e jackfruitul original Borneo. Asta e varietatea soft. Deci un pom din ăsta se produce anual până la 2-3 tone. Acum că a trecut anul nou chinezesc, înainte de anul nou chinezesc, ajungi până la 18 dolari kilogramul. Deci un fruct ajunge 300-400 de dolari. Deci banii cresc în pom aici. Da, da, exact. Te spui la unul, zice, ce faci? Vezi, cresc banii în pom, știi, să râde, să uită la tine ce ăsta nebunit, știi? Exact. Asta e. Și după anul nou chinezesc, cum e acum, acum a căzut prețul, acum a ajuns la 10 dolari, 8 dolari kilogramul. Da, totuși, înțelegi? Ai luat un fruct care are 20 de kilograme și ți-a luat 200. Nu! Get! Custard apple. Tot din Amazonă și ăștia. Un măr foarte dulce. Îl am acolo copte pe masă. Miroase frunzele. Deci în Amazon, când te îmbolnăvești de țânțar din ăștia, îți face ceai. Eu zic să luăm niște frunze. Îți dau și de nala dacă vrei să-ți faci niște ceaiuri. Am albine peste tot. Îmi țin tradiția de dac. Da, polenizează, plus că îmi place mierea. Abia aștept să văd cum se mănâncă. Un dac în Australia. Da, dac australian. Aici era o plantație de rambutan tineri. Ăștia n-au numai vreo 6-7 ani de când i-am plantat. Fructele astea o să le culegem probabil prin iunie. Fructul pasiunii. Asta e floare, ce frumoasă. Da, din cauza păsărilor, adică fură fructele din alte parte și cum le mâncă, semințele cresc peste tot, se întind, știi? Dar sunt fructe, sunt bune de mâncat, sănătoase. L-am spălat pe crocodil acum mai curat. Deci aici avem dragon fruitul. Dar toată lumea crede că e cactus, înțelegi? Exact. Dar asta e cactus tropical. Original din America de Sud, Columbia. Sunt multe varietăți, multe culori. Asta e albă, înțelegi? Îl găsești peste tot. În Vietnam, în Mekong Delta. Oare. Cum e aici la noi, uite cum arată, zici că e soldat american care în Vietnam. Exact așa aici, tot timpul anului. Uite, aici sunt și fructele și florile. Deci florile astea o să se deschidă peste câteva zile. O să crească mai mare. Floarea asta se deschide numai o noapte. De-aia zice Queen of the Night. Asta e varietatea albă înăuntru care l-avem. Wow. E foarte sănătos. Deci dimineața la breakfast, asta e mâncarea noastră. Noi mâncăm dragon fruit, passion fruit. Deci aici nu se mâncă carne, prea puțină carne. Carnea nu-i bună. Carne pentru oamenii bogați. Știi cum se zicea pe vremuri? Acum carne pentru oamenii săraci. Da. Pentru că fructele sunt foarte scumpe, înțelegi? Ăsta are gust de mango când crește. Îi zice Hog's Plum. Pruna lui Hog's. E tropical, îl găsim peste tot Pacificul întins, până în India, în Sud India, în Kerala. Crește mai mare de atât? Da, crește mare, galben, înțelegi? Asta e cum face prima cultură, a doua cultură anul ăsta. Are și flori, înțelegi? Și dacă vezi cum i-am plantat, am plantat câteva pentru noi. Am plantat sub pom, pentru că le trebuie protecție. Ce se întâmplă în junglă, înțelegi? Fiecare compet pentru aer, pentru lumină, se duc sus. Așa îi ajută să crește unul pe altul. Înțelegi? Ca copiii. Te susțin unul pe ai 20 de copii, ăla mare crește pe ăla și ăla pe ălalalt. Și voi mergeți și hai hui prin lume. Exact. Haida. Asta e mov înăuntru și are gust de lămâie. Deci e diferită. Uitați-vă puțin, culoare naturală, superbă. Eu nu prea sunt fan al acestui fruct, dar ăsta este delicios, e foarte răcoritor. Și gelatinos. Foarte bun. Varietatea asta e roșu înăuntru. Deci nu purple, nu alb, ăsta e roșu. Și e foarte dulce. Asta. Toată lumea le caută pe asta. Deci, dar astea nu poți să mânci mai mult de una pe zi. Face probleme, înțelegi? Trebuie să te oprești la fiecare station, să te duci la toilet. Ăsta e mult mai bun decât ăsta. Adică îmi place mai mult, e mai răcoritor și are mai mult sâmburi. Exact. Ăsta e făcut pentru diabetici care nu le place zahărul, ăsta e pentru oamenii normal, ăsta e pentru asiatici, alb. E și dulce și are și alte flavor-uri și poți să-l și gătești. Cum? Îl gătește, cum e fructul așa, îl dip în ulei. Și îl mănâncă pur și simplu? Da. Jackfruit-ul e un tip de varietate, ăla îl prăjește. Pe străzi în Malaezia o să-l găsești, înțelegi? Vezi că au big wok-urile alea și îl vezi în ulei. Făcut, zici că l-a făcut șnițel, dar el e fruct, el e cempă de acum. Toți pomii se acoperă, înțelegi? Dacă nu-i acoperim, avem problemele cu liliecii aia uriași care circulă noaptea, le zice fly foxes. Mari de tot, e gigant. Plus că avem papagalii aia mari, cocotu, plus că avem aia mici, înțelegi? Aia mâncă, fac niște pagube de milioane de dolari în fiecare an, la fiecare fermă. Mai două săptămâni, gata de plecare, pleacă la Perth, la băieți, la oraș. Noi tot aici rămânem la țară. Deci ăsta e alt pom înrudit cu jackfruit, aceeași familie.
Dartocarpus, dar asta îi zice cempădac. După durian, ăsta e a doilea fruct foarte căutat în Asia. Deci înainte lui jackfruit, de aceeași familie. De crește mai mare și înăuntru e roșu și are o aromă perfectă. Ăsta îl găsești prăjit. Acest jackfruit are jumătate din greutatea mea. Uitați-vă puțin cât de mare e. Dar există pericolul să cadă peste... Nu. Nu. Are coada foarte puternică, nu? Da, e foarte, foarte puternic. Cum crește el pe tulpină și pe ramuri în general, uimitoare natura. Durian un pom foarte greu de crescut, mai ales acum că a fost introdus în Australia, dar nu în zona asta, aici crește. Deci pomul ăsta are 4 ani, dacă vezi cât a crescut. Mult. Mare. Ai un pom care îți aduce ceva, îți aduce profit. Deci ai 100 de pom din ăștia, nu mai ai nevoie de nimic. Deci ce avem aici? Să începem cu asta. Graviola. Fructul minune. Ăsta e un fruct micuț, pentru că e afara sezonului. Normal avem două sezoane, dar acum între sezon. Ăsta e copt. Foarte, foarte bun, yeah. Neașteptat. Sugar apple, cam așa se prezintă. Wow, cât de frumos se deschide. Ia să vedem ce gust are. Seamănă cu para, coaja. Are aceeași textură. Hai să încercăm și varianta albă. Seamănă foarte mult cu gutuia. Andreea, tu ai zis că ai mâncat din ăsta, nu? Durian, ea miroase. Îți place durianul? Da, nu pot să zic că îmi displace. Înseamnă că ești din clubul nostru. Ce? Dar știi de ce nu miroase asta? Ce le fac? Îi îngheț. Deci ca să-ți mai spun ceva, deci eu trimit fructe cu avionul, deci aștia toate pleacă cu avionul. Plătești mai mult, dar în ziua următoare trebuie să ajungă pe masă la cine plătește prețul. Înainte de pandemie am trimis un palet, deci un palet la jumătate de tonă de fructe, care au plecat spre Australia de Vest. Când a ajuns în Brisbane, pilotul de acolo a zis ceva s-a întâmplat, miroase a gaz. Deci tot avionul s-a împuțit. De la asta, nimeni nu știa ce se întâmplă. Când a fost încărcat avionul, cineva a lovit o boxă, înțelegi? Normal a fost în boxă, a fost băgat în pungi, închis frumos. Și gazul de la ăsta a făcut să stea avionul 3 ore în Brisbane. Și de atunci, ben, nu mai am voie să trimit cu avionul, numai cu camionul. Dar la asta nu mă așteptam să mănânc durian în Australia. Miroase a ceapă, mie așa mi se pare, că miroase a ceapă stricată. Dar eu tot nu pot să renunț la ideea că e ceapă cu zahăr. E bun de altfel. Pomelo tropicale. Asta e varietatea mică. Varietatea asta e căutată pentru că oricum sunt foarte scumpe. Cu cât e mai mare, mai scump. Cu cât e mai mediu, fiecare își permite să-și cumpere un fruct. Deci e un gust neutral. Nu-i prea dulce, nu-i prea... Un pic amărui, parcă. Da. Rămâne gustul ăsta amar, dar nu e dulce deloc. Deloc, da. Și după ce am mâncat durian, care era foarte dulce, ăsta e binevenit. Starfruit-ul. Asta e o varietate foarte bună, care crește comercial în Thailanda, în Malaysia și aici. Foarte apost, foarte suculent. E extraordinar pentru clima asta. Deci nu mai trebuie să bei bere cum beau exact, eu. Mânci fructe. Delicioase toate. Dragon fruit galben. Nu ai apă, nu poți să-l crești. E foarte dulce, ăsta e alb înăuntru. Avem dragon fruit alb înăuntru, roșu afară, ca și ălălalt. Ăsta e iubit mult în Vietnam. Dragon fruit roșu înăuntru. Aici e santol, alt fruct. Se taie înăuntru, arată exact ca mangostină înăuntru. Dar nu este dulce, este acruț. Deci dacă ai probleme cu probioticele, ăsta-i prietenul tău. Wow, cât e de acru! Yellow sapote, îl găsim în zona tropicală Mexicului. A, nu e cel cu gust de caramel. Nu, ăsta e diferit. Te duci la Baja, are gust de gălbenuș de ou, fiert, dar dulce. Deci ce se întâmplă, ce le faci cu aștele? Bagi în blender cu jackfruit, dragon fruit, le amesteci și îți faci un jus special. Deci nu mai mănci până după masă. Ăsta e cel cu gust de caramel, abio. Astea sunt cele mai bune, nu știu. Da. Fructul pasiunii, galben, fructul pasiunii, roșu. Belfruit, foarte popular în Malaysia, Indonezia și aici. Ăsta e un fruct foarte sănătos pentru detoxificare. Ca un măr, da? Ca un măr care nu are nicio aromă, nu-i dulce, nu nimic, înțelegi? Dar e sec. Da, e sec. Dar e puțin amărui, așa? Da, dar e sănătos. De multe ori stau aici la masă și vii ca să vare aici în spatele tău, vine, mâncă fructe și pleacă. Nici câine nu-l bagă în seamă. Nu te apropii de el, lași în pace. Te poate lovi cu picioarele. Și canguru, te duci, te ia la box. Aveți canguri aici? Cât vrei. Avem canguri, avem porci, avem cai sălbatici, avem căprioare, avem cămile, avem măgari sălbatici. Cămile. Cămile, te duci. Cum ești afară? Cămile? Păi, cămile găsim în... Avem 1,5 milioane de cămile sălbatice care distrug tot.
Și oricum aici au... se cresc cămile pentru lapte, le prinde sălbatice, le domesticește, le mulge, face brânză și avem curse de cămile aici. În Outback Australia te duci la Birdsville, e un oraș aici între Queensland, New South Wales, Sud Australia. În fiecare an la Birdsville se ține cursa de cămile. Pariuri, tot ce vrei. Din câte știu eu, Australia este cel mai mare exportator de cămile și Arabia Saudită cumpără cămile din Australia. Exact. Marangul este cel pe care l-am eu acum în mână. Arată precum un durian în interior. E foarte gelatinos. Incredibil, deci nu-ți dai seama, Ion. Are un sâmbure în interior. Yeah. Seamănă cu mangosten din Indonezia. Gata, ați judecat. Jackfruit. Ai mâncat jackfruit 100 de grame, înțelegi? Ca și cum ai mâncat o găină. Deci te duci toată ziua, muncești, te duci prin căldurile astea tropicale, ai văzut cum am transpirat toată ziua. Mânci o bucată, n-ai treabă, mai mânci o bucată, iară te duci înainte. Semințele se prăjesc ca alunele. Gumă turbo. Ești prima care ai ghicit din prima. Juicy fruit, o dat flavorul de la jackfruit. Mulțumim tare mult pentru așa primire dulce. Sunteți bineveniți oricând. Dar unde vă pot găsi românii care vor să ia legătura cu dumneavoastră sau cine știe, să vă cunoască personal? Dacă întreb oricine pe o rază de 1000 de kilometri pătrați în nord, toată lumea mă cunoaște. Aici dacă îl întreb, spune că sunt rus, că nu înțelege accentul meu, știi? Dar știu că aveți și o pagină de Facebook. Da, am o pagină Facebook cu numele meu. O să vadă acolo exact roadele muncii dumneavoastră. Exact. Și suntem unii dintre cei mai mari în Australia producători de fructe exotice. Felicitări! Mulțumesc! E o muncă uriașă în spate și aveți respect. Știi cum se zice? Muncă multă, reziliență și toate și la sfârșit plătește. Deci, cum ți-am zis, am avut ciclone, am pierdut totul. Am pierdut milioane într-o noapte. Deci, absolut tot. Deci, m-am trezit dimineața și casa a fost ruptă tot, acoperiș tot. Am avut ședuri mari, magazii, parcare la tractoare, tot a fost. A fost distrus. Deci, nu odată, de două ori. Casele așa sunt făcute aici, dacă vezi că-s joase. Are bare de oțel. Pleacă de jos din beton și în toate direcțiile. Deci casa se mișcă. Deci pur și simplu se mișcă totul la vânturile alea mari. Și o gălăgie ca și cum stai sub un avion când pornește jeturile. Exact aceeași gălăgie, dar aia continuă pentru 8 ore. După aia se oprește, înțelegi? Când e ochiul, când ești în mijloc. Te uiți sus, e cerul curat, albastru. Și dintr-o dată vine ca un perete negru, începe să vină spre tine, atunci fugi. Fugi, sau mai bine nu ieși afară. În momentul când ai ieșit afară, te-o prins una, te-o tăiat în două. Sau te-o lovit o creangă, nici nu știi. O crenguță atâta, la viteza aia ești mort. Ne trăim aici ca Dandy, crocodilul. Aveți vreun mesaj pentru români? Da, care vrea să muncească, să muncească, că poți să fac orice în viață dacă vrei să muncești. Dacă nu vrei să muncești și mă duc la lucru numai ca să mă duc la lucru, nu faci nimic. Înțelegi ce vreau să zic? Totul e o luptă. Totul trebuie să faci ceva. Așa acolo când vezi, mă doare inima, că am văzut toată ea pământuri, nu pot să pleacă, nu plantează nimic, nu fac nimic. Totul e lăsat, bălării. De ce nu fac livezi? De ce nu fac din aia? Nu contează și dacă nu vrea Uniunea Europeană să importe. Faceți altceva. Să facă alcool și să le trimit alcoolul. Cum au făcut indienii cu englezii, le-au trimis blestemul, tabacul. Așa ar trebui, nu? Și atunci învață teoria. Sau poate până la sfârșit o să avem un guvern bun care să aibă grijă și de fermierii amărâți de acolo care muncesc. E muncă grea. Și aici e muncă, că aici dacă nu muncești, nu faci nimic. Să știi că nu poți să iei. Dacă mă duc la fabrică pe trei schimburi, nu pot să-mi fac ce m-am făcut. Niciodată. Deci muncești, dar ai tot ce vrei. Adică ai o viață, cum să zic, o viață îți permiți orice. Dar dacă te duci la lucru numai ca să fii acolo ca număr și nu vrei să faci nimic, nu faci nimic. Deci trebuie să lupți, că în sfârșit, până la sfârșit, totul se plătește. Nu anul ăsta, nu anul viitor, peste 5 ani, 10 ani, dar totul te răsplătește. Cum zic ăștia, au zis că viața e short, ca o scară de găini. Și plină de shit, nu? Asta e, să fie toată lumea sănătoasă.